Vă las pe dumneavoastră să citiți tema acestei dimineți și lăsați-vă pe mine să citesc provocarea acestei dimineți. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile, nici rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Și acum citiți cu mine versetul următor, căci unde este comoara voastră, este inima voastră. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. M-am uitat la textul acesta și s-ar părea că el ar fi trebuit tradus cam așa. Faceți din cer trezoreria în care vă adunați lucrurile valoroase, nu din pământ. Cornelescu traduce corect textul, dar practic cerul este locul unde tot ce aduni păstrezi. Pământul este locul unde tot ce aduni dispare. Dispare într-o fracțiune secundă, 10 secunde, atât. Și nu mai ai absolut nimic și nu mai ești nici tu. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă ar fi să închei dimineața aceasta cu ceea ce ne îndeamnă textul, l-aveți în fața voastră, trăiește-ți viața pentru cer, nu pentru pământ. Dar ce să fac cu pământul? Eu sunt în trup. Nu te-ai rugat tu, Doamne Iisuse, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău? Ori în lume am un trup care trebuie să-l îmbrac, o viață care trebuie să o hrănesc, să o întrețin, am nevoie de un acoperiș deasupra capului. De câte alte lucruri mai avem nevoie? Poate nu de foarte multe, mai ales atunci când nu rămâi cu absolut nimica și te-ai bucurat de o bucată de pâine, de o gură de apă, de o mână întinsă, de o voce care să strige la tine de sub dărâmături. Ce să fac cu cele de pe pământ? De aceea, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Căci ce scrie acolo? Dragii mei, asta este marea noastră problemă. Noi avem impresia că hrana e viața, că îmbrăcămintea e trupul. Ori textul spune, oare nu este viața voastră mai de preț decât hrana și trupul vostru mai de preț decât îmbrăcămintea? Și acum spuneți cu mine ce am cântat. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Notați, vă rog, eu caut și altcineva îmi dă. Dacă caut ce trebuie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și mâncarea și îmbrăcămintea vi se vor da pe deasupra. Nu știu dacă plouă totdeauna Dumnezeu cu mâncare și îmbrăcăminte peste noi, uneori o face, dar cine ți-a dat viață și în dimineața aceasta, putere în trupul tău, minte să gândești, mâini să muncești, picioare să alergi? Nu de la El le primim toate? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Întrebarea este dacă am adunat ceva până la ora asta pentru cer sau am fost mult prea preocupați de pământ. Și mulți venim la Dumnezeu cu Doamne dăm și Doamne fă-mi. Avem impresia că este Duhul din lampa lui Aladin care să ne împlinească nevoile, problemele, să ne dea ori de câte ori cerem, să fie prezent ori de câte ori strigăm. Dragii mei, nu El a fost creat pentru slava noastră, ci noi pentru slava Lui. Și practic, dacă ne-a creat din El și pentru El, noi așa că ar trebui să gândim mai mult la acea realitate. N-a început Domnul Iisus fericirile cu prima dintre ele, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor? Dacă realmente cred lucrul acesta, nu e așa că ar trebui să mă pregătesc pentru cer.
Dar am pierdut din vedere această perspectivă și am impresia că cerul trebuie să fie în ajutorul meu pe pământ. Și de aceea mă întreb, am adunat oare ceva în trezoreria cerului? Până acum? Unde anume îmi strâng comorile depinde de în cine anume mă încred. Dacă mă încred în puterile mele, ăsta este singura trezorerie, deșertăciune acestei lumi, bucla asta vrășir a deșertăciunii, dar dacă mă încred în Dumnezeu, s-ar prea putea să pot să-mi schimb perspectiva. Interesant că Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat într-o grădină ca să lucreze și să o păzească. Noi avem în fiecare dimineață pe aici o grădină. Este absolut fascinant. Abia aștept primăvara să văd cum vine totul la viață. Când omul și-a rupt relația cu Dumnezeu, și-a făcut o cetate. Într-o grădină ești înconjurat de lucrul mâinilor lui Dumnezeu, a Creatorului tău. Într-o cetate te-ai înconjurat cu lucruri mâinilor tale. Oare care este diferența dintre o grădină și o cetate? O grădină, dragii mei, vine la viață, se noiește în fiecare primăvară. Este o permanentă mișcare, pentru că viața este acolo, Creatorul. O cetate? Indiferent cât de faimoasă și frumoasă a fost, dragii mei, în ultima instanță ajunge un măldar de dărâmături. Orașe întregi, într-o clipă. Orașe întregi, într-o clipă. E o mare diferență. Unde îmi adun comorile depinde de în cine îmi pun viața. Dacă tot ce fac eu, în ultimă instanță, o mănâncă molile, rugina, o fură hoții, se desface totul, le mănâncă timpul, indiferent pe ce aș pune mâna. Și dacă tot ce face Dumnezeu are capacitatea învierii din morți, a venirii la viață, n-ar fi mai înțelept să investesc în El decât în mine? Dar vă las cu aceste întrebări. Nu pot eu răspunde în locul nimănui, abia răspund și în locul meu. Și mă întreb, textul în care ne aflăm în această dimineață, ce rol joacă în cartea Matei? Noi suntem în Predica de pe Munte și, după cum știți, Predica de pe Munte are trei blocuri de text distincte. Mai întâi, în primele 16 versete, Domnul Iisus ne vorbește despre adâncurile noastre, despre caracterul creștin. Dar caracterul nu există decât în manifestarea lui și de aceea blocul cel mai mare de text are de în vedere relațiile noastre, conduita creștină. Versetul 17 până în 7:6. Și ultima parte vine și ne spune cum trebuie să se împletească cele două. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune, da. Cu alte cuvinte, natura pomului determină natura rodului. Ori noi niciunul nu vedem natura pomului, mai ales când e o sămânță, deși le cunoaștem. Cu atât mai puțin vedem în lăuntrul omului. Ori în împărăția lui Dumnezeu, toată Predica de pe Munte ne confruntă cu un mesaj simplu, caracterul determină conduita. Dar este vorba de noi, oamenii, pentru că Dumnezeu nouă ne-a vorbit prin Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte. Cine sunt eu, de fapt? Dacă mă gândesc la relațiile mele, voi intrați în relație cu mine prin faptele și vorbele mele. De aceea, e foarte complicat să faci relații pe ecran. Și din păcate, asta este trendul zilelor noastre, dragii mei. Și nici nu vă mirați de faptul că rămânem totdeauna dezamăgiți atunci când întâlnim persoana din spatele ecranului. Știți de ce? Pentru că e pe ecran nici măcar faptele nu le vezi, ci auzi numai cuvinte. Și sunt unii care vorbesc foarte frumos. Și asta e politica zilelor noastre, dragii mei, și ei ne conduc în lumea în care trăim. Dar gândiți-vă că Cel care ne-a creat după chipul Său a așezat în noi lucruri mult mai adânci decât faptele și vorbele, gândurile noastre, atitudinile noastre, motivația noastră. Când Dumnezeu aduce ceva la viață, El nu creează un stejar mort în care să sufle viața, ci El creează viața care să cheme stejarul în existență. Cu alte cuvinte, convertirea începe totdeauna dinăuntru spre afară. El ne schimbă în duhul minții noastre. Nimeni nu vede nașterea din nou. Doar semnele ei pot să apară. Sunt realitățile untrice pe care Dumnezeu le lucrează în noi. Dar
în momentul în care aceste realități există, ele determină conduita. Se arată în afară, oamenii încep să vadă schimbarea pe care Duhul lui Dumnezeu a adus-o în viața noastră. Și asta este în esență predica de pe munte. Caracterul determină conduita. Începe conlucrarea cu Dumnezeu dinăuntru spre în afară. Nu spoi, că degeaba îți merge numele că trăiești dacă tu ești mort pe dinăuntru ca biserica din Sardes. Dar suntem în capitolul 6 și duminica trecută Matei ne-a îndemnat, sau Domnul Iisus prin el, să ne trăim viața nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta. Ce face dreapta să nu știe stânga și invers. Iar când te rogi în sinagogi, nu te opri la colțurile străzilor și să rostești cuvinte pompoase, să dai impresia că spiritualitatea ta este de nota 10. Intră în cămăruța ta. Iar când postești, unge-ți fața. Nu trebuie să știe nimeni lucrul acesta. Este între tine și Dumnezeu. Dar de ce să mă chinui să-mi trăiesc viața înaintea lui Dumnezeu când eu am nevoie de feedback-ul oamenilor? Dragii mei, depinde de unde vrei să-ți iei răsplata. Dacă vrei să-ți iei răsplata de la Dumnezeu, ascultă sfatul Domnului Iisus. Dacă te mulțumești cu un pumn de aplauze, poți să-ți continui existența de fațadă fariseică. Toate au o răsplată de sus și putem să ne adunăm în trezoreria cerului răsplățile pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. Dar să mă mut în textul din această dimineață. Viața trăită înaintea lui Dumnezeu are un efect, pentru că viața trăită înaintea lui Dumnezeu ne ajută să trăim pentru cer, nu pentru pământ. Pentru cer, nu pentru pământ. Domnul Iisus vorbea deseori noroadele și într-o zi cineva din mulțime strigă: Învățătorule, spune fratelui meu să-și împartă averea lui cu mine. Și Domnul Iisus, când se face liniștea, zice: dar cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor la averilor voastre? Și apoi le spune o pildă. Unui om bogat i-a rodit țarina. Și când a ieșit și a văzut rodurile și binecuvântarea lui Dumnezeu și a văzut hambarele, a zis: ceva nu-i în ordine. Știu ce am să fac. Am să-mi stric hambarele, fac altele noi, adun tot rodul și apoi voi zice: bea suflete și mănâncă, ai multe bogății strinse pentru mulți ani. Și nici nu s-a terminat bine vorba și un glas de sus te-a zis: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile care le-ai adunat, ale cui vor fi? Și ascultați, vă rog, concluzia Domnului Iisus Hristos. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru sine și nu se îmbogățește față de cer, față de Dumnezeu. Tot așa este cel care trăiește viața adunând pe pământ și nestrângând nimic în hambarele cerului, pe numele Lui. Oare am adunat ceva pentru cer? Adun ceva pentru cer? Mă uit la săptămâna care a trecut și trec în revistă alergările și frământările mele. La urmă? Dar dați-mi voie să mă uit un pic mai atent la textul nostru. Orice text are o structură. Și în cazul textului nostru, versetele 19 la 34, există trei tablouri. Versetele 19 la 21, 22, 23 și pe urmă cel mai bogat tablou este ultimul, 24 la 34. Știți care e problema când citești textul? Dacă aș scoate afară tabloul din mijloc, textul ar curge în mod logic. Tabloul din mijloc parcă este așezat în adins acolo să mă împiedic în el, să nu știu ce să fac cu el. Și din înțelegerea Scripturii, după atâția ani, mi-am dat seama că tocmai aceste piedici pe care Duhul lui Dumnezeu le așează în text sunt puse acolo să te trezească, pentru că altfel citești fără să auzi. Să te trezească, să-ți dea cheia dezlegării întregului tablou. Dar despre ce să fie vorba în primul tablou? Ca să strâng comori pentru cer,
Și ultimul tablou vine cu răspunsul. Trebuie să mă încred în Dumnezeu pentru lucrurile de pe pământ, nu-i așa? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, strâng comor pentru cer, dar ce să fac cu pământul? Lasă în seama lui Dumnezeu. Am fost tânăr, am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprienit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. De la el o cerem prin rugăciunea Tatăl nostru, nu-i așa? Dacă vrei să strângi comor pentru cer, trebuie să înveți să lași în seama lui Dumnezeu lucrurile de pe pământ. Lucrurile de pe pământ. Căutați, cum e textul? Spuneți-l cu mine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui și toate aceste lucruri vi le dă el, pe deasupra. El dă pâinea ca în somn preubiților lui, ne spune Scriptura. Ca să caut și să strâng comori pentru cer, trebuie să mă încred în Dumnezeu pentru cele de pe pământ. Dar ce caută tabloul al doilea acolo? Și despre ce să fie vorba în el? Observați, de ce Duhul lui Dumnezeu mă împiedică într-un fel să mă trezească? Și lucrurile astea le găsești frecvent în Biblie, când o citești de la un capăt la celălalt. Ce vrea să spune tabloul acesta ciudat? Dați-mi voie să-l citesc. Ce scrie acolo? Dar vă întreb, despre care ochi să fie vorba? Ochiul este lumina trupului. Și dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Uitați-vă la mine, Ovidiu Iisus, oftalmologul, și el știe bine cum arată ochii mei. Dar câtă vreme mai există un licăr de lumină în ei, știu ce să fac cu mâinile mele. Aproape că reușesc să intuiesc ce scrie pe ecranul meu. Știu unde să calc cu piciorul, nu-i așa? Dacă ochiul tău este sănătos, și e vorba despre ochiul meu fizic, tot trupul meu este plin de lumină. Dar dacă ochiul meu este rău sau bolnav, imaginați-vă, te scoală dimineața și ești orb, nu vezi nimic, am un prieten, om de afaceri, se scoală dimineața și strigă soției, aprinde lumina, lumina era prinsă, el nu mai vedea absolut nimic. Uite așa. Dintr-o dată, tot trupul ți se cufundă în întuneric, nu mai știi unde să pui mâna, ce să faci cu lucrurile, nu mai știi unde să calci, ai nevoie de ajutor. Ești absolut pierdut în lumea aceasta. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Și acum uitați-vă la ce urmează. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Dacă citim cu atenție textul, aproape că nici nu observăm cum Duhul lui Dumnezeu mută pe Matei de pe planul fizic pe planul spiritual, pe planul lăuntric, da? Dacă ochiul tău fizic este bun, el vede lumina. Lumina nu este în noi, dragii mei, lumina este în afara noastră. Ochiul meu percepe lumina, creierul meu prelucrează lumina. Ovidiu ar trebui să vorbească despre toate lucrurile astea și eu mă pot descurca în viață. Dar când vorbește despre dacă lumina care este în tine este întunere, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Observați, este vorba de o lumină și un întunere care este în noi. Oare despre ce să fie vorba? Aș lua două texte ca să înțelegem această mutare pe planul spiritual, de pe planul fizic. Primul este din Vechiul Testament, Isaia, capitolul 6. Suntem în anul morții lui Ozia și Isaia este în templul lui Dumnezeu și are o vedenie. Îl vede pe Dumnezeu șezând pe tronul lui și poalele mantiei lui umplă templul și heruvimii erau în jurul lui. Și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și Isaia îngrozit strigă, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Un heruvim vine și curăță buzele cu un cărbune luat de pe altar. Și el aude un glas. Și atunci Domnul a zis, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă. Și Domnul i-a zis, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine.
ca să-i vindec, ca să-i tămăduiesc. În mod evident, dacă știm cum este alcătuită cartea Isaia, textul acesta este scris după ce Ezechia întoarce spatele lui Dumnezeu și spune: ah, după mine potopul. A uitat pe scaunul cui de domnie șade. Și atunci el își prefațează cartea și încheie cu această trimitere a lui: împietrește inima acestui popor să n-audă cu urechile, să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine ca să-i tămăduiesc. Dați-mi voie să iau un text din Noul Testament. Este vorba de o biserică, biserica din Laodiceea. Am putea să le luăm pe rând, dar biserica din Laodiceea era bogată, avea ochii buni, fizic vorbind, și adunase pe pământ cu grămada și ei spun: sunt bogat, m-am îmbogățit. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cumpără de la mine alivie pentru ochii tăi. Observați, există o lumină în afara noastră, dar dacă nu este și lumina dinăuntrul nostru, nu știm ce să facem cu prima. Și de aici apar toate problemele noastre. În mod evident este vorba despre orbire spirituală. Dar mă întorc înapoi la creație, am vorbit de grădină și cetate, dați-mi voie să vorbesc despre două lumi, o lume spirituală și o lume materială. Dumnezeu ne-a plămădit din țărâna pământului, a suflat în nările omului suflare de viață și l-a făcut parte din lumea aceasta materială. E adevărat, într-o grădină absolut superbă, dar lumea spirituală, mai ales după aruncarea din Eden, a rămas departe, intangibilă, n-avem acces spre ea. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a creat universul material în așa fel încât să comunice în permanență cu universul spiritual. Și când înăuntrul tău există o lumină, și vorbesc de o lumină spirituală, privind doar ceea ce poți vivi cu ochii aceștia fizici, lumea materială din jurul nostru, florile, păsările cerului sau orice altceva, lumina din lăuntrul nostru traduce ceea ce vedem în realități spirituale, în principii care guvernează lumea nevăzută. Ce incredibil lucru! Cu alte cuvinte, dacă ai o lumină în adâncul tău, lumina care este în tine nu este întuneric, atunci poate traduce lucruri absolut banale în principii incredibile care țin de împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu lumina care este în mine, eu pot privi spre Dumnezeul nevăzut prin lucrurile făcute de El. Prin lucrurile făcute de El. Cu alte cuvinte, eu nu privesc la lucruri, ci privesc prin lucruri, la o altă realitate. Și tocmai lucrul acesta subliniază Pavel în Roman, capitolul 1, și citesc doar câteva versete. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuire. Notați, vă rog, înnădușe sau înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Dar ce anume înnăbușe adevărul? Nu cumva întunericul care este în mine? Că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșiși, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și ascultați versetul 20. În adevăr, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, ori toate astea țin de lumea spirituală nevăzută. Se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă, nu cu ochii fizici, ci cu lumina anterioară, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dar dacă nelegiuirile noastre nădușe adevărul, sting lumina lăuntrică care o avem, dragii mei, întunericul care ne-a inundat ne face complet orbi la semnificația lucrurilor din jurul nostru. Observați ce a făcut Dumnezeu. Păi mai întâi creația asta fizică, natura care este în jurul nostru, florile, iarba, soarele, ploaia. Dar apoi coroana creațiunii l-a așezat pe om. La două lucruri pot privi. Pot privi la natura pe care a creat-o Dumnezeu și la omul pe care l-a creat Dumnezeu. Și îmi voi da seama dacă în mine este întuneric sau lumină. Vorbesc de lumina aceea sau întunericul lăuntric. Dați-mi voie să încep cu natura. Ne îndeamnă însuși Domnul Iisus. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu țes, da? Dar nici nu seceră,
Nici tu strâng nimic în grânar. Totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Acum, asta nu e o filozofie. Oricare copil care își deschide ochii începe să uite după păsări care zboară, pentru că te fură. Și copiii curioși se uită la toate lucrurile din jur. Întrebarea mea este ce capacitate au ei să traducă lucrurile acestea pentru planul spiritual. Uitați-vă cum continuă textul. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Dacă Dumnezeu Creatorul are grijă de lei, de elefanți, oare de ce se laudă Dumnezeu cu ele, de pești, de flori, de iarbă? Oare să mă uite pe mine coroana creațiunii Lui? Când El a zis, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ce mă împiedică să fac saltul de pe ceea ce văd cu ochii fizici spre realitatea spirituală spre care mă cheamă Dumnezeu prin ele? Nu cumva întunericul care este în mine? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate adăuga măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu țes, nici nu torc. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Oare când privesc iarba de pe câmp sau crinii, care-i saltul care ar trebui să-l facă lumina care este în mine? Așa că dacă astfel îngrijește Dumnezeu de iarba de pe câmp care astăzi este și mâine este aruncată în foc, nu va îngriji El, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Dar dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acela? Observați, cu lumina care este în noi, dacă nu este întuneric, noi putem privi spre Dumnezeu prin lucrurile făcute de El. Putem privi spre realitatea care nu se vede prin lucrurile care se văd. Și în Romani am văzut că în sușile lui nevăzute se văd lămurit când te uiți la păsări, te uiți la crini, dar când mă uit la om, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Primele 5 versete din capitolul 7. Nu judecați, ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată veți judeca, cu aceea veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură veți fi măsurați. De ce zici tu, fratele, fratelui tău, de ce vezi tu în ochii fratelui tău paiul? Și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna care este în ochiul tău. Și cum poți să zici fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău ca să vezi deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu-i așa? Dacă ochiul este rău, totul se întunecă în jurul nostru. Vedem doar totdeauna partea goală a paharului, vedem doar ceea ce ne imaginăm în frații noștri. Și cât de nenorociți trebuie să fim, cât de mare este întunericul acesta, dacă lumina care este în tine este întuneric. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta. În 2 Corinteni, capitolul 4, Pavel vorbește despre lucrarea lui misionară și el alerga prin toată lumea ca să-L prezintă pe Hristos. Și spre durerea lui, foarte mulți, dragii mei, întorceau spatele lui Dumnezeu și el a stat și a cântărit lucrurile acestea și a zis, cum se întâmplă când eu vin cu adevărul, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci ne facem vrednici să fim primiți de toți. Și în versetul 3 spune, și dacă Evanghelia pe care noi o propovăduim este ascunsă de ochii oamenilor, da? Care să fie cauza? Și el vine și spune, a, Dumnezeul veacului acestuia le-a orbit sau le-a furat lumina lăuntrică. Evanghelizarea, dragii mei, nu ține de activitățile noastre, pentru că noi nu putem converti pe absolut nimeni.
Și Pavel a înțeles lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu trebuie să atingă inimile oamenilor. Altfel poți să stea aici în bănci 20 de ani să asculte cuvântul. Dar observați, în ultima instanță, vina este a mea. Prin necredința mea, Dumnezeul veacului acestuia îmi fură lumina lăuntrică. Și nu mai văd strălucind pe fața lui Hristos, da? Evanghelia, slava lui Dumnezeu. El este chipul și slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă întorc la textul nostru. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile, nici rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Trăiește pentru cer. Trăiește pentru cer. Da, dar ce să fac cu pământul? Am un trup care trebuie să-l îmbrac, o viață care trebuie să o hrănesc, să o întrețin, am nevoie de un acoperiș deasupra capului, de o diplomă ca să mă descurc în lumea în care trăim, am nevoie de să merg la serviciu în fiecare zi. E nevoie să comentez? Sunt două feluri de rele în lumea noastră. Un rău moral și un rău natural. Și noi nu putem face nimic înaintea lor. Spuneți-mi, cu ce sunt vinovați copiii din Ucraina care mor sub dărâmătrile blocului lovite de rachetele lui Putin? Cu ce sunt vinovați bătrânii care nu mai au ce mânca, nu mai au bucat de pâine, care umblă bezmetic pe străzi așteptându-și sfârșitul? Cu ce sunt vinovați? Dacă lumina care este în tine este întuneric, imaginați-vă cum distorsionăm și cum creiem tot felul de scenarii ca să ne justificăm păcatele și răul. Dar apoi gândește-te că e ora 4 dimineața și dintr-o dată se scutură pământul 7,8 pe scala Richter și blocul în care stai te îngroapă de viu și ai rămas într-o bulă de aer, nu știi cât vei trăi acolo și stai și scânterești viața. Știi cât te așteaptă moartea? Tot ce ai adunat pe pământ s-a dus. Și dacă Duhul lui Dumnezeu vorbește oamenilor în ultimele secunde, întrebarea pe care ți-o pune este: în trezoreria cerului, ai adunat ceva? Ai adunat ceva? Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina le sapă și le fură hoții. Strângeți-vă comori în cer pentru că ele rămân. Unui om i-a rodit țarina. Și Doamne, mare a fost belșugul și binecuvântarea. Și când a trecut în revistă tot ce adunase sau tot ce putea să adune, a zis: trebuie să-mi stric hambarele, să fac altele noi, să-mi strâng rodurile și apoi să celebrez cu parul de șampanie în mână. Suflete, bea și mănâncă, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Și dintr-o dată, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile astea pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Tot așa este cu oricine adună comori pentru sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dar, Doamne, ajută-mă să nu plec de aici fără să le pun lucrurile la loc, pentru că nu știu exact ce să fac. Recitați cu mine versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cu alte cuvinte, ca să strâng comori în cer, trebuie să fac o rocadă. Cei care juc așa, înțelegeți termenul. Trebuie să schimb lucrurile în ordinea lor. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și aici decizia îți aparține ție. Și mi-aparține mie. Căutați
Mai întâi, voi căutați, noi căutăm. Dar pe urmă intervine Dumnezeu, spune, eu vi le dau pe deasupra. Te scoli dimineață și îți vezi de alergările tale, de școala ta, de copiii tăi, de problemele din jurul tău. Care-i primul gând cu care te trezești? Tu ce ești? Ah, sunt inginer, sunt pictor, sunt medic. Nu, nu, nu ești. Dacă te-ai întâlnit cu Hristos, ești preot. Și Dumnezeu te-a învățat o simplă rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se. De aceea mă duc la servici, să sfințesc numele Lui. De aceea am crescut copiii, ca să sfințesc numele Lui. De aceea fac afaceri, ca să sfințesc numele Lui. Și pe urmă, spune și restul. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Așa sfințesc numele Lui. Și El îți dă pe deasupra și iertarea pentru păcate, dacă te-ai împiedicat și ai căzut, dar și pâinea de fiecare zi. Și pâinea de fiecare zi. Și vei încheia seara strigând, a ta este împărăția și puterea și slava. În vecea mine îți vei pune capul pe pernă, liniștit. Mai mult pe cei din jur să-i pot iubi, la cei pierduți mai mult un drum a fi și când mă chem să stau senin în fața ta, e tot ce vreau. Dragii mei, e atât de simplă problema, o simplă rocadă. Dar pentru asta, așa cum am fost invitați să ne antrenăm mintea, să ieșim din gașca noastră, să întindem mâna spre o față necunoscută, așa trebuie să mă antrenez mintea, să mă scol dimineața și să plec de sub crucea lui Hristos, ca preot al lui Hristos, indiferent pe ce voi pune mâna în ziua respectivă. Fă din viața de zi cu zi altar al preoției tale și nu uita. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu pot împărți cerul și pământul, puțin aici, puțin acolo. Nu, dragii mei, cerul are prioritate. Și tot ce-i pe pământ trebuie subordonat într-un fel împlinirii voii lui Dumnezeu. Lăsați-mi voie să închei cu un text din 1 Timotei, capitolul 6, versetele 7 la 12. Negreșit. Evlavia, și Evlavia pare să nu țină de pământ, ci ține de o altă realitate, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem lua absolut nimic din ea cu noi, da? De aceea, dar, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în tot felul de pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani, adică dorința asta de a aduna pe pământ, dacă asta e trezoreria în care vrei să spui lucrurile de valoare pentru care alergi de dimineața până seara, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, ce să fac? Fugi de toate aceste lucruri. Observați forța acestor lucruri. Cum ne fugi de toate aceste lucruri și caută să aduni în ambarele cerului astfel de lucruri. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Amin.